Derapaj grav al lui Valer Dorneanu la adresa presei, cel care a fost până ieri președinte al Curții Constituționale și a exprimat foarte plastic urările pentru presă într-o discuție cu angajații. Asta după ce oficial transmitea un mesaj de mulțumire jurnaliștilor. Presa este un plămân prin care respiră o națiune. Minunate cuvinte ce aparțin marelui Arghezi, care redau cu fidelitate rolul și importanța jurnalismului autentic. Activitatea dumneavoastră se identifică cu ușurință cu această definiție, prin dăruirea și abnegația în exercitarea acestei nobile profesii. Folosesc acest prilej pentru a vă asigura de alese sentimente de prețuire, alături de expresia înaltei mele considerații. Transmitea Valer Dorneanu la finalul mandatului său de președinte al Curții Constituționale. Însă, neoficial, ne-a lămurit la doar câteva ore câtă considerație are pentru presă. Să mă putem presă. Înregistrarea a fost realizată pe telefonul unui jurnalist de la Libertatea, pe care fostul președinte al CCR l-a apelat din greșeală și a lăsat apoi telefonul deschis. Injuriile la adresa presei au venit în timpul unei discuții cu o angajată care încerca să explice lui Valer Dorneanu că are desemnat niște acte. Muncă multă pentru fostul judecător CCR. Păi vă semnez, să le ia naiba, vi le semnez aici acum. O lăsăm baltă ca altele nebune. Îl semnez prin delegație. Prin WhatsApp, prin posta electronică, prin ce vreți. Nici, nu pot să cumpăr asta. Dacă nu, puneți ce vreți. N-am ce să fac. Valer Dorneanu a fost numit judecător de Camera Deputaților în 2013 pentru un mandat de 9 ani. Apoi a fost ales președinte al Curții Constituționale în 2016 și reales în 2019.